Dans magic al meduzelor albastre la țărmul Mării Negre, specia este originară din Marea Mediterană, dar ajunge de mai mulți ani și pe litoralul nostru. Temperatura din ce în ce mai ridicată a apei este prielnică înmulțirii, spun biologii. Nu sunt periculoase, dar este bine să nu le atingem, iar pescarii se plâng că în această perioadă ajung să scoată în plase mai multe meduze decât pește. Meduzele albastre, care au formă de clopot, pot ajunge la un diametru de 20-30 de centimetri. Așa că, atunci când se adună într-un singur loc mai multe exemplare, imaginile sunt fascinante. Sub apă, pare că dansează. Constanțeanul, care le-a filmat, le-a întâlnit în timpul unei scufundări în apropierea cazinoului. Este o pasiune de foarte mulți ani și intră foarte des în apă. Este gluzenor din Constanța. Unde până la 23-24 metri adâncime, dar filmările sunt făcute undeva pe 5-6-7 metri adâncime. Specia se numește Aurelia aurita. Curenții au adus la malul Mării Negre 10.000 de exemplare. Temperaturile ridicate de la țărm și microorganismele mânate de curenți formează și ele un mediu propice pentru meduza albastră. Aceasta este în căutare de hrană și locurile mai favorabile sunt acum la malul mării și de aceea se întâlnesc densități foarte mari. Principal, meduzele se hrănesc cu specii de zooplancton și icrele peștilor. Pe țărmul românesc, meduzele s-au înmulțit pentru că nu au un prădător natural, ca în Marea Mediterană, unde sunt mâncate de țestoase. La noi, cercetătorii le recoltează pentru a le studia. Meduzele se înmulțesc fiindcă în urma suprapescuitului există o prea mică populație de pește care se poate prelua această resursă măruntă acvatică. Meduzele au mii de firicele pe marginea cupolei, care formează un mecanism de apărare odată ce le atingi. Nu sunt periculoase, dar pot provoca arsuri ale pielii sau mici urzicături. Așa că specialiștii spun că e bine să evitați contactul cu ele. Intră meduză și nu mai poți să faci nimic, adică ai pierdut și peștele, ai pierdut tot. Cele mai multe am avut anul trecut și acum 2 ani, cred că erau peste 5 tone în fiecare torbă. Și au dărâmat instalația Talian, care și la ora actuală e sub apă. Meduzele albastre trăiesc un an.